Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm comanda Oriflame din catalogul 4 și vreau să spun că am făcut baie pe cap și părul nu este destul de uscat, dar nu mai am timp și trebuie repede să o filmez. Aici este coletul, nu este foarte mare, dar este foarte greu și abia aștept să vedem ce mai este înăuntru, pentru că am făcut două comenzi și nu mai țin minte ce am în fiecare. O să vedem imediat. O să caut un pix sau ceva să deschid și revin. Am revenit. Încă nu am deschis total. Ia, acum. Aici avem facturile. Aici avem 5 cataloge din următorul catalog, care este catalogul 5, dacă nu mă înșel. Da, catalogul 5. O să avem modificări în ceea ce privește gama Novage în următorul catalog, dar și reducerile se vor modifica. Nu o să mai fie 40%, nu știu, o să fie 30%, nu știu cum. Și într-un fel tot în beneficiu nostru. Dar nu prea am înțeles cum, pentru că nu am fost la evenimentul Oriflame care a avut loc ultima dată la Iași. Bun, o să începem cu primele produse și anume parfumurile Soul Fever și avem Soul Fever Together pentru ea și Soul Fever Static pentru el. Dacă cumpăram două bucăți, le luam mult mai avantajos. O bucată din acest parfum costa 79 de lei, iar dacă cumpăram două, erau 62 fiecare. Dar mai bine așa decât 80 de lei o bucată. O să le pun aici și continuăm. Tot așa un preț foarte bun, cred cel mai bun preț din an. Sau ceva de genul. A avut parfumul Infinita, doar 55 de lei, așa că nu m-am putut abține. Mie îmi place foarte mult și parfumul Infinita. Este un parfum cu mandarină, cu iasomie. Un parfum foarte plăcut. Duce oarecum spre My Way, dar undeva doar la 50-55%, adică nu este chiar dup pentru My Way. Adică este mult, se simte mult mai bine nota fructată de mandarină decât în My Way, unde se simte foarte bine tuberoza sau nota de neroli. Aici nu avem nici neroli, nici tuberoză, dar uneori iasomie. În unele parfumuri o să vedeți că duce foarte bine spre o tuberoză. De exemplu, cum este, am acum chiar un exemplu fix în cap, cum este, vă arăt, cum este de exemplu acesta. Nu știu dacă am focus, probabil că nu. Este Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Și el miroase foarte bine a tuberoză din punctul meu de vedere. Asta vă spuneam, că sunt unele parfumuri cu iasomie care duc foarte bine spre tuberoză. Așa este și cazul lui Infinita. Aici ce să vă mai arăt. Am avut pe comandă un Miss Giordani, care a fost la 80 de lei, cam mare prețul, dar asta este. Și perlele acelea pe care le puteam lua cu 20 de lei, din păcate, nu erau în stoc când am făcut eu comandă, așa că asta este. Ia, noutățile sunt aceste geluri de duș foarte frumoase, acesta cu căpșuni și acesta cu grefrit și vreau să le miros. Din acestea cu căpșuni mai am două, dar din ăsta cu grefrit am doar unul. Să văd imediat. Dar nu prea îmi dau seama, mă. Ba da, este așa. O căpșună efervescentă. Spui că este o acadică cu căpșună. Un jeleu. Erau niște jeleuri ca un fel de căpăceli. O să vă las pe ecran dacă am timp, când editez. Foarte mult. Foarte mult îmi place. De asta l-am și luat. Mi se pare așa dulce și fain. Iar acesta este mai fresh, acesta cu grefrit. Și nu știu dacă vedeți, dacă mă urmăriți pe Instagram sau ceva, le postez în fiecare zi acolo la story. Pentru că m-am îndrăgostit de el imediat ce am mirosit coperta catalogului sau foaia din catalog. Nu știu de ce mă văd puricat. Mai am aici două cu căpșuni pe comandă. O să le pun și pe ele aici, în spate. Mai am o perie pentru curățare facială,
pentru sora mea. Uitați cât de mică este. Credeam că este mai mare. Este foarte flexibilă. Și, nu știu, uitați cum arată, nu vreau să o deschid pentru că vreau să o dau ei să o deschidă ea. Am mai cumpărat pentru bărbați un parfum debonair din ăsta nou. Ăsta este cel mai nou debonair, Gentle Woods, apă de toaletă. Este la 75 ml. Nu știu, mie de noapte mi s-a părut că miroase fain și am de făcut niște cadouri de asta, l-am luat și pe acesta și pe Sofie Vărestadic. O să vedem care la cine ajunge. Celălalt sau Fever Together era tot pe comandă. O să vedem. Pe comandă din nou avem o cremă de față Hydra Radiance din gama Optimals, de Creme Rich. Aceasta cu cocktailul ăsta de vitamine, de vitamina E, C, B3, B5, B6, cu antioxidanți și hidratantă și antipoluant, anti... cu protecție împotriva poluării. Doamne. Deci mie îmi place foarte mult, de asta le și recomand. Cremele din gama Optimal sunt foarte bune și nu doar ele, sunt foarte bune și cremele Nove Age, doar că trebuie să îți și permiți o astfel de cremă pentru că sunt într-adevăr cam scumpe. Mai avem și o cremă din gama Even Out, cremă cu SPF de data aceasta, avem SPF 20, tot așa, pentru uniformizarea tenului, cu protecție împotriva poluării, cu vitamina C, acid salicilic, vitamina E, din sâmburi de, cum le spune, cranberry. Nu mai țin minte acum ce sunt cranberry. Probabil sunt merișoare. Dacă am greșit, vă rog să mă scuzați pentru că aici mai avem două parfumuri Amber Elixir și este vorba despre Amber Elixir simplu și Amber Elixir Mystery, care mie îmi plac amândouă foarte mult, dar că pe acesta eu nu l-am în colecție și acestea două sunt pe comandă de data aceasta. Ia să vedem. Am mai cumpărat și rimelurile noi pentru că nu m-am putut abține, iar la 4 cumpărate aveam unul cadou și la cumpărarea unui rimel am avut diferite reduceri. De exemplu, la parfumurile Amber a trebuit să cumpăr două rimeluri și am mai luat două ca să primesc încă unul. Deci am făcut o treabă mare. Bun. Am mai avut și la Posses. La Posses tot așa era o reducere dacă cumpărai un rimel. De asta înseamnă că am mai pus doar unul în plus ca să primesc încă unul. Bun, și parfumul Posesc pe care l-am tot pe comandă. Și pentru ca să înlocuiesc taxa de livrare, am ales acest șampon intensiv repair din gama Duology. Eu nu l-am încercat încă, spre rușinea mea, dar pentru că șamponul meu de la baie mi-a provocat o mătreață de nu-i adevărat, am spus să încerc acest șampon, mai ales că am livrare gratuită dacă îl cumpăr. Așa că vreau să văd măcar cum miroase pentru un moment. Super! Deci miroase super! O să vă spun ce miroase a dulciurile din Spania. Aveam un unchi, încă l-am. Dar când eram mic, îmi trimitea dulciuri din Spania. Și fix așa miroseau, Doamne! Ce frumos miroase! Abia aștept să îl încerc, are 250 ml și dacă o să-mi placă, probabil o să recumpăr. Am văzut că au rezervă, care este dublu, are jumătate de litru și costă doar cu câțiva lei în plus față de acest recipient. Acesta parcă costa 27 sau 28 și rezerva de jumătate de litru 34-32, cam așa ceva. În plus, reducerea de 40% de care sper să mă mai bucur cât mai este posibil. Nu știu cum o să fie din campania următoare, dacă știți și probabil sigur știți că sunt multe persoane care au și ele cont și se uită la videoclipurile mele. Vreau să-mi spuneți cum este faza cu la 1000 de lei, cum se face, cum e cu reducerea, acum că eu nu prea am înțeles. Bun. Și aici voiam să vă mai spun că este un șampon cu keratină și lipide din ovăz pentru păr dens hidratat. Da, abia aștept să îl folosesc. Acum m-am spălat cu un șampon colorat, chiar dacă nu se vede el prea pigmentat.
pe păr, dar mi-a neutralizat destul de bine tonurile galbene. Bun, și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că nu v-ați speriat de mine cu părul ăsta, dar chiar nu am timp să mai filmez videoclipul în altă zi, mai ales că se apropie un eveniment important din viața mea și s-ar putea să nu ne vedem o perioadă de timp, deși eu încerc să mă țin de treabă, dar probabil nici și cam așa ajung să fie, să nu mai am idei de videoclip. Dar, nu știu, mai sugerați-mi voi ce v-ar mai interesa să vedeți pe acest canal de YouTube. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune!